Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știri. Una dintre cele mai vechi clădiri din cetatea Bastionar, Alba Carolina, se degradează văzând cu ochii în lipsa unor intervenții adecvate. Construcția, ce nu a mai fost funcțională în ultimii 10 ani, este pe punctul de a se prăbuși din cauza infiltrațiilor de apă în structura clădirii. În prezent, obiectivul se află într-o stare de degradare accentuată din cauza vechimii sale, 5 secole, cât și a lipsei unor intervenții adecvate tipului de construcție prin lucrările și reparațiile anterioare. Astăzi, bucăți de cărămidă au căzut din structura coșului de fum și s-au rostogolit pe acoperișul cu țigla spartă și au căzut. Purtătorul de cuvânt al primăriei, Mihai Coșer, explică. Speranța noastră imediată este că vom putea stopa din procesul de degradare, așa cum ați semnalat și dumneavoastră. Există lucruri nedorite care se întâmplă în momentul de față, cade tencuiala din zona aticului. Măsurile imediate și urgente sunt de a dispune un proiect concret, mai restrâns de această dată din punct de vedere bugetar, pentru a stopa ceea ce este inevitabil. Degradarea, știe toată lumea, s-a întâmplat datorită ignoranței de-a lungul timpului, nu din partea noastră, ci din partea celor care ar fi putut să-l retrocedeze la timp municipalității pentru a interveni prin proiecte europene asupra lui. Până când vom avea, să spunem, larghețea financiară pentru a face lucrurile așa cum se cuvine, bineînțeles că vom insista punctual asupra acestor nedorite incidente care se petrec în momentul de față. Clădirea nu a mai fost funcțională în ultimii 10 ani, fapt ce a condus la neglijarea lucrărilor de întreținere a învelitorilor și a sistemului de preluare a apelor pluviale. Palatul Principilor este cuprins pe lista monumentelor istorice și este supus reglementării Legii Protecției Patrimoniului Național.